și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Buge de Familie. Eu sunt Ioana și pe acest canal vă dau idei și soluții pentru bugetul unei familii. În această săptămână revin cu un haul de la Carrefour. N-am mai fost la Carrefour hipermarket de foarte, foarte mult timp și singurul lucru care m-a mânat până acolo a fost faptul că au niște concursuri foarte interesante și am zis că merită să mergem. Haideți să vă arăt ce am cumpărat și care sunt lucrurile pe care le-am prins la ofertă și am câteva mici sfaturi pentru voi dacă vă interesează ofertele și promoțiile. Să începem cu bonul. În această săptămână am cheltuit 344,73 lei. Este destul de mult, dar nu am mai făcut cumpărăturile la hipermarket de ceva timp. Fusesem prin Selgros și acolo nu am găsit exact tot ce ne trebuie. Și na, știți cum e, se mai termină lucrurile prin casă și trebuie să le înlocuiești. Cum ar fi cafeaua, produsele pentru țânțar, na, știți, este sezonul și din păcate nu avem ce să facem. Haideți să vă arăt ce am cumpărat. Vreau să încep holul de cumpărături cu produsele pe care le-am găsit la reducere. Și de această dată am găsit laptele integral de la Carrefour. Va expira pe data de 9. Astăzi suntem pe data de 6, deci avem 3 zile să îl folosim și prețul la care l-am cumpărat a fost 1,99 lei, deci un preț foarte bun pentru lapte. Pe de altă parte, am cumpărat laptele de la Prodlacta. Acesta a fost 4,75 lei fiecare cutie și am cumpărat 3. Am găsit la reducere ouăle de la Tonelli. Cele de la găinile crescute cică în aer liber sunt 15 și în loc să fie 12 lei, au fost 10,89 lei. Și cam atât din punctul meu de vedere cu ofertele. Restul au fost produse la preț întreg. La final au avut un preț bun, dar vi le arăt pe măsură ce trecem prin cumpărături ca să nu pierd ceva. Avem șuncă din piept de pui de la Cristim. Două pachete la 6,20 lei fiecare. Avem 4 iaurturi Bifindus de la Olympus la 1,30 lei fiecare. Am găsit brânză topită de la Hochland. Ne-a plăcut cea de la Lidl, dar este foarte greu de scos din acel ambalaj și ne-am gândit că este mult mai ușor să o folosim pe cea de la Hochland, chiar dacă de la gust nu simțim vreo diferență. Această brânză mare de la Hochland a fost 7,97 lei, deci un pic mai ieftină decât cea de la Auchan, ca să vedeți că și sunt anumite lucruri mai ieftine. Avem două pachete de Halls. Am cumpărat aceste bomboane pentru gât. În primul rând că o să vină sezonul rece și sunt foarte bune la casa omului și în al doilea rând este un concurs în care trebuie să cumperi produse Halls de 3,5 lei și eu am cumpărat două ca să mă încadrez. Avem o înghețată de la Bounty. Mi-a fost foarte, foarte poftă în magazin și mi-am cumpărat una la 3,19 lei sub înghețata de la Bounty pe care o voi pune imediat în frigider că se topește. Acei ravioli ciuperci de la Temporini au fost 8,80 lei față de 8,20 lei cât sunt în Auchan, deci o mare diferență, dar problema este că în Auchan nu-i mai găsim și atunci i-am luat de aici, chiar dacă știm că există această diferență de preț. Continuăm cu două cutii de ton de la Carrefour. Spre marea mea mirare și tonul în suc natur și tonul în ulei de măsline au fost la 12,99 lei. Sincer, eu am văzut că scrie 12,99 lei, dar credeam că este prețul pentru acestea cu ulei de măsline, deci amândouă sunt la același preț, așa că dacă aveți de ales între ele, alegeți-le pe cele cu ulei de măsline, sunt mult mai sănătoase și mult mai bune. Am recumpărat acest hummus de la Ribeia. În Auchan era 6,60 lei și acum vreau să văd cât a fost în Carrefour. 5,50 lei, deci un pic mai ieftin decât ce mă așteptam eu să fie și decât este în Auchan. Deci la acest produs, cei de la Carrefour câștigă la preț. Ce mai avem? Avem un iaurt de la Activia. L-am cumpărat pentru că aveam un sticker în care puteai să câștigi produse, dar din păcate, gata, scrie acolo, mai încearcă. Oricum, dacă vedeți vreodată în supermarket aceste sticăre, merită să citiți 3 minute, 2 minute să vedeți despre ce este vorba. Acest iaurt de băut de la Activia a fost 3,59 lei. Continuăm cu castraveții în oțet. Un borcan a costat 9,95 lei. Avem un borcan de salată de vinete de la Capricii Delicii. Știți că mie îmi place foarte, foarte mult.
Aș fi vrut să cumpăr acea cutie mare, dar din păcate nu am găsit-o, era doar această mică la 7 lei și 10. Continuăm cu un borcan de Nutella. Este un concurs la Nutella și trebuie să cumperi un borcan de Nutella și poți câștiga excursiile la New York, așa că bineînțeles că m-am înscris. Celelalte premii nu sunt foarte interesante, dar excursia asta este foarte faină. La 8 lei și 10 avem o cafea de la Jacob's Velvet. Ni s-a terminat și o înlocuim pentru că este momentul pentru frapeuri. Bărbatul meu face niște frapeuri foarte bune. O sticlă de Coca-Cola la 2,80 lei pentru un concurs. Unt de arahide de la Maxim's este cel mai bun la preț dacă nu prinzi ofertele la Lidl. Iar la Lidl, în momentul în care am fost, nu am reușit să găsim deloc unt de arahide. Deci a trebuit să ne obișnuim cu acesta la 9,95 lei. Am o cutie de ciuperci de la Carrefour, ciuperci deja tăiate, la 4,39 lei. Sărățele de la Monte Banato sunt 2,30 lei. Avem nevoie de ride pentru că a început sezonul, au revenit în țari și sincer nu vreau să mă trezesc toată pișcată. Am dat pe acest aparat de la ride și două rezerve, 16,50 lei. Costă mult, dar asta este, n-avem ce să facem. Actimel, am luat două cutii la 10,92 lei și în Oșan este 10,80 lei, 10,90 lei, deci nu este mult mai scump în Carrefour. Stați să mut lucrușoarele ca să le puteți vedea. Avem două sticle de Mirinda. Am vrut să încerc pe aceasta de albastru nebun pentru că nu am băut-o niciodată și mi se pare foarte interesantă. Plus, este un concurs, amândouă la 2,75 lei. Am cumpărat bere Starop Ramen la 3,19 lei, de 14 lei minim, pentru un concurs. Ce mai avem? Mai avem lucrușoare prostioare pe care să vi le arăt, dar mai avem o pastă de măsline Kalamata. Mi s-a părut destul de scumpă. A fost 8,70 lei, nu știu de ce aveam avut eu impresia că este 12 lei. Am cumpărat un iaurt Napolact Bio, pentru că este concurs în Carrefour la Napolact și am zis că nu puteam eu să îl scap. După care revenim cu lucruri mai sănătoase. Avem banane de la Dole, îmi plac foarte mult acestea mai mici pentru că nu trebuie să mănânc mult. Avem pere la 6,48 lei. 3 mere la 4,14 lei. Vă spuneam că am găsit afinele la ofertă, erau 2,99 lei cutie, super preț. În schimb, smeura, care este preferata băiețelului meu, a fost 12,99 lei. Da, ce să zic, își dorește foarte mult, așa a dorit foarte mult smeura, am mâncat toată smeura pe care am luat-o din piață și asta este, din când în când nu avem ce să facem. Continuăm cu roșii cherry, parcă la 8,99 lei. Avem 3 avocado, am cumpărat mai multe pentru că era 2,40 lei un avocado, un preț super, super bun și atunci am zis să nu le ratez. Am cumpărat câteva caise la 2 lei, oricum să-i mâncăm cu hummus la 2,19 lei, super ieftin, și mai avem o pungă de lămâi, 8,99 lei. Am cumpărat și două pâini la 4,10 lei, nu sunt cele care ne plac de obicei, dar merg și acestea în alte cazuri. Și cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut ce ne-am cumpărat și o să vă las un filmuleț cu raftul cu produse reduce cu 70% dacă vă interesează unde le puteți găsi în Carrefour. Rafturi de produse care vor expira și acolo am găsit laptele, deci câteva oferte și câteva produse faine și la Carrefour, dacă vă place să mergeți mai mult în Carrefour decât în Auchan. Cam atât pentru astăzi, mulțumesc că v-ați uitat până la final și ne revedem cât de curând în următorul video. Pa, pa!